doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. 169 de ani de existență a jandarmeriei române, moment aniversar încărcat de emoție pentru militarii acestei arme. Jandarmii brașoveni, alături de colegilor de la Făgăraș, au cinstit ziua de 3 aprilie la cetatea care nu a fost cucerită niciodată. Prefectul Brașovului, șefii ai jandarmeriei, oficialități locale și județene și un public numeros, cu toții au admirat festivitățile dedicate momentului aniversar. 100 de ani de activitate a jandarmeriei în județul Brașov și un stand de tehnică militară au fost cele două expoziții deschise de jandarmerie în muzeul de la cetate. Copiii au fost atrași în schimb de tiroliana montată de jandarmi de pe promenadă până pe malul lacului. Ziua jandarmeriei române, sărbătorită la Făgăraș, s-a încheiat cu ceremonia militară și religioasă de pe platoul cetății și retragerea cu torțe. Vremea este frumoasă și însorită, iar lebedele s-au întors pe lacul cetății Făgărașului. În aripatele și-au petrecut iarna la căldură, în curtea unui localnic, dar acum plutesc din nou grațioase pe lac, dornice să fie vedete. Administratorul lacului a adus doar 10 pui de lebădă în acest sezon. Asta pentru că în curând, sub zidurile cetății, se deschide șantierul. Încep ample lucrări de reabilitare, finanțate cu bani europeni. Împărate ceresc îngăietorile Duhul adevărului, care pretutindenei și toate le împlinești din sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Ziua Jandarmeriei Române a fost sărbătorită ieri la cetatea Făgărașului. Evenimentul a început cu un ceremonial militar și religios. Înființată în 3 aprilie 1850 printr-un act semnat de domnitorul Grigore Alexandru Ghica, Jandarmeria Română a devenit o instituție care și-a asumat de-a lungul timpului rolul de garant al siguranței cetățeanului, al drepturilor și libertăților sale fundamentale. Pentru jandarmii brașoveni, 169 de ani de existență este o cifră care merită sărbătorită. E o zi cu dublă semnificație, aș putea spune, pentru noi, pentru că în acest an se împlinesc 169 de ani de la înființarea jandarmeriei în România și 100 de ani de la înființarea jandarmeriei în Transilvania. Practic, în 1919, acum 100 de ani, s-au înființat primele structuri în Transilvania, iar Brașovul a fost deschizător de drumuri, putem spune, în înființarea jandarmeriei în această zonă, prin Legiunea de Jandarmi din Brașov și Legiunea de Jandarmi din Făgăraș. Pentru acest motiv și profitând de faptul că Făgărașul dispune de această frumoasă cetate cu o importanță istorică pentru noi românii, pentru că ea nu a fost cucerită niciodată prin luptă, am considerat că putem organiza un ceremonial militar cu care să îmbinăm tradiția, istoria și să arătăm tuturor generațiilor viitoare că ducându-ne mai departe valorile, eroii, cinstindu-ne așa cum se cuvine, progresăm ca neam și ajungem acolo unde ne este locul. Jandarmii sunt cei care asigură ordinea publică în cazul mitingurilor, protestelor și evenimentelor sportive de amploare, asigură paza obiectivelor și însoțesc transporturile speciale cu grad ridicat de risc. Jandarmeria este principalul aliat al comunităților locale. În decursul celor 169 de ani de la înființare au slujit patria, fie că a fost vorba de a merge pe front, fie că au fost alături de comunitățile noastre cu ocazia, știu, situațiilor de urgență, calamităților. Mai nou, prin Jandarmeria Montană ne-au dat un sprijin și pe linie de salvamont, încât ne-au sprijinit în așa fel încât să avem rezolvare la cât mai multe momente care viața ni le-a dat. Le urez la mulți ani, multă sănătate și îi asigurăm de tot sprijin și de toată colaborarea autorităților locale. De fiecare dată când vedem arborat steagul României,
este același lucru, ori vedem uniforma jandarmeriei, ora armatei, ora inspectoratului situației de urgență. Astăzi este punctul zero al României datorită acestui eveniment și anume a sărbătoririi a 169 de ani de existența jandarmeriei române. Mă bucur și îl felicit pe domnul inspector că a ales cetatea Făgăraș pentru a organiza acest eveniment și datorită faptului că cetatea Făgăraș este de importanță nu numai în țara Făgărașului, ci și în județul Brașov. Acum, Jandarmeria Brașov este în totalitate profesionalizată. Este formată numai din ofițeri, subofițeri, maiștri militari și personal civil, fiind în prezent compatibilă cu structurile similare din țările membre ale Uniunii Europene. Copiii au fost atrași de tiroliana montată de jandarmi de pe promenadă și până pe malul lacului. S-au așezat cu minți și răbdători la coadă și au așteptat să trăiască aventura traversării lacului pe tiroliană. Să mă dau pe tiroliană. Da, m-am mai dat o dată când a fost ziua militarilor aici. Și m-am mai dat și la Parc Drăguț și am mai fost la multe altele. Păi trebuie să-mi pun o cască, trebuie să-mi pun un suport care să mă țină, ca să-mi poată să mă ghețe de frânghi acolo sus și cobor până jos. Eu am venit aici ca să mă dau pe tiroliană, dar m-am mai dat pe tiroliană la Drăguș. A fost foarte frumos. Aici nu știu cum e, că nu m-am dat deloc. Să-i dau tare pe tiroliană. Ce faci, la școală sau la grădiniță? Am o cască, am o armătură. De ziua jandarmeriei, cetatea a fost gazda unor expoziții tematice, cea din muzeu dedicată începuturilor jandarmeriei în județul Brașov, intitulată Jandarmeria Ardeleană în contextul Marii Uniri. Prima structură de jandarmi din județ a luat ființă în anul 1919, prin decret regal, numită Brigada 4 Jandarmi, unitatea avea de acoperit o zonă de responsabilitate mare, respectiv întreaga Transilvanie. Expoziția poartă titlul Jandarmeria Ardeleană în contextul centenarului Marii Uniri și asta pentru că ea și-a făcut debutul anul trecut, exact în urmă cu un an, pe 3 aprilie, la Brașov, de ziua Jandarmeriei, la Centrul Cultural Reduta. Expoziția face referire la istoricul Jandarmeriei Brașov ca și componentă a Jandarmeriei din Ardeal. Expoziția este însoțită de fotografii vechi din acea perioadă, care mi-au fost puse la dispoziție de către domnul profesor Adrian Alexe din cadrul Complexului Muzeal Astra, Sibiu, căreia și mulțumesc pe această cale. Și pe lângă expoziție, astăzi suntem onorați să avem alături două artefacte de o importanță deosebită pentru istoria României, și anume o copie fidelă a sabiei lui Ștefan cel Mare de la Muzeul Topkapı din Istanbul, precum și osemintele marului voivod Mihai Viteazul de la Mănăstirea Plăviceni. În curtea interioară a cetății, publicul prezent la manifestări a vizitat standurile expoziției de tehnică militară. O expoziție de aceasta în curtea interioară a cetății Făgărașului, unde avem expuse materiale și tehnică militară specifică structurilor de jandarmerie. De la dreapta la stânga vă pot face referire la materiale specifice de resortul antitero. Așa, tehnică de deplasare ale noastre, ordine publică, iar pe cealaltă parte mașini și tehnică specifice jandarmeriei montane. Programul manifestărilor dedicate zilei jandarmeriei române s-a încheiat la ora 20, cu ceremonia militară și religioasă de pe platoul cetății și cu retragerea cu torțe. S-au întors lebedele pe lacul cetății. Cele 10 lebede pot fi din nou admirate acum de turiști. În aripatele pot fi fotografiate și chiar pot fi hrănite de aceștia. Păsările au iernat la căldură în curtea unui localnic din Sâmbăta de Sus, iar acum s-au întors să-i salute pe turiști și pe localnici. Se știe că în anii trecuți pe lac pluteau aproape 30 de păsări. Sunt 10, toate au stat la un gospodar din Sâmbăta de Sus, ca de obicei. Tot a fost în regulă, cu veterinar, cu totul
tot ce a trebuit. Ele sunt hrănite fără nicio problemă, cu cereale, dar întotdeauna făgărășenii și turiștii le-au mai oferit de mâncare și în special pâine, după cât am văzut eu. Este practic imposibil ca păsările să nu fie deranjate de șantierul ce se va deschide sub zidurile cetății în curând. Încă 11 lebede se află în custodia lui Ionuț Langa, artistul popular, la pensiunea sa de lângă Sighișoara, situată pe malul unui lac. Celelalte 11, care sunt tot ale noastre, sunt pe proprietatea unui prieten, al lui Ionuț Langa, undeva lângă Sighișoara. El s-a oferit să ni le ține pe tot parcursul derulării lucrărilor de la cetate. Cetatea Făgăraș este o mare atracție turistică, iar anul trecut a avut peste 100.000 de vizitatori. Cruciale au fost investițiile care s-au făcut în cetate în ultima perioadă, de la redeschiderea sălii tronului, la expunerea Fecioarei de Fier și reintroducerea gărzii, la fel ca la cetatea de la Alba Iulia. Și lebedele întregesc acum peisajul desprins parcă dintr-un tablou de epocă, iar localnicii le admiră. Sigur că dacă sunt deosebit de o notă, la mine vin musafiri din când în când și trimit și invit. Haideți la Făgăraș aici, stați puțin pe marginea lacului să vedeți lebedele pe lângă cetate, pe lângă alte atracții care merg la Făgăraș. Da, sunt foarte frumoase și am observat și o schimbare. Au apărut flori și lacul este foarte curat în ultimul timp. În curând, exteriorul cetății intră în șantier. Printr-un proiect finanțat cu bani europeni, sunt prevăzute lucrări de reabilitare și pentru amenajarea unor ateliere meșteșugărești permanente. Vor fi construite două poduri mobile și se va amenaja fostul șanț de apărare al cetății. De asemenea, cu ajutorul finanțării, vor fi curățate zidurile cetății pe care s-a adunat pământ.